Atât de tare s-a supărat sâmbătă o tânără în vârstă de 29 de ani după o ceartă cu iubitul încât a căzut ca să cerată pe stradă. Fata a primit îngrijiri medicale de la un echipaj smurt însă a refuzat să fie transportată la spital. Având în vedere că și în trecut a avut grave probleme medicale, i s-a recomandat un control amănunțit. Sâmbătă aceasta se afla în stația de autobuz de la capătul de linie din cartierul Trivale. La un moment dat, fata s-a prăbușit leșinată sub privirile trecătorilor. Martorii au sunat la 112 și un echipaj smurd de terapie intensivă mobilă. Cu medic s-a deplasat în zonă. Victima a fost preluată de echipajul medical revenindu-și în scurt timp. S-a aflat că aceasta se certase rău cu iubitul și plecase de acasă supărată. Nu a apucat decât să ajungă până la stație acolo unde i s-a făcut rău. După ce și-a revenit, pacienta a refuzat transportul la spital, dând asigurări că se simte mult mai bine. Medicii au constatat că fusese vorba de o lipotomie, însă tânăra are antecedente medicale. A fost operată de un anverism la începutul anului în Germania și nu este la primul episod de acest gen. Nu are voie să se supere și fiecare stare de supărare poate provoca oricând o tragedie. Echipajul Zmurdi a recomandat tinerei să facă un control amănunțit.